În stațiunile de pe Valea Prahovei a nins ca în plină iarnă, iar vântul a suflat cu putere la peste 2000 de metri înălțime. Deși precipitațiile au fost abundente, zăpada nu s-a depus în strat gros. Localnicii spun că în această perioadă, la munte, iarna începe să-și intre în drepturi. Entuziasmați de condițiile meteorologice au fost turiștii care s-au bucurat din plin de zăpada proaspăt căzută. Înce de 24 de ore, cam așa ceva. E frumos, nouă ne place. O să se depună în timp. Nu ne facem probleme. Avem 7 luni de zăpadă. Excelent, domnule, la munte e foarte frumos. Veniți aici la noi. Mai bate obi vântul, na, ca și e iarnă acum. Ne așteptăm la orice. La munte, la peste 1800 de metri altitudine, zăpada căzută a depășit 10 centimetri.